Sunt o persoană foarte scundă și în acest moment stau pe vârfuri ca să intru în cadru. Aveam niște tocuri pe aici acum. Nu vreți să știți pe ce am găsit să stau ca să am înălțimea care trebuie. Alo, da? Ha! Oh my god, I'm tall! Hello, eu sunt Anca și azi dimineață m-am trezit cu chef de un lucru. Clătite! Și filmând clipul ăsta îmi dau seama cât mi-e de foame acum. Trebuie să mă duc la magazin după ce-l termin de filmat și să-mi cumpăr ingrediente. De fapt, nu stai că ingrediente am, dar știi ce n-am? Tel de amestecat! Aluatul! Aseară mi-era poftă de șnițel, de mi-am dat seama că n-am nici măcar ciocan de la de bătut șnițelul ca să-l subțiez. Ah, viața de adult! Atâtea chestii sunt de făcut! Până să-mi fac clătite, am zis, hai să-mi fac curat prin casă puțin. Am făcut, am măturat, am spălat rufe, am spălat vase, am șters praf, am șters toate. Destul de ok pentru prima săptămână. Toată chestia asta mi-a dat energie super multă și am zis că hai să filmez și un vlog, pentru că chiar am chef să filmez vlog, că e o zi atât de frumoasă. Este un lucru în viața de vlogger, fără de care nu ești vlogger adevărat, dacă nu l-ai făcut cel puțin odată. Iar eu, de când m-am mutat, nu l-am făcut absolut deloc. Q&A! Filmez asta cu puțin timp înainte să pun clipul de sâmbătă trecută și în urmă cu câteva minute, adică mă rog, în urmă cu o săptămână și câteva minute, de fapt, dacă e să îl vedeți cum l-am postat. V-am cerut pe pagina de Facebook să-mi lăsați întrebări. Îmi fac o promovare de aia nerușinată la pagina mea de Facebook, like la ea dacă vreți să vă mai implic în chestii, în vloguri. Și acum căutăm întrebări. Ai avut parte de oameni care au plecat din viața ta din cauza unei greșeli de-a ta și le simți lipsa? Simt lipsa multor oameni pentru că de obicei mă atașez ca o proastă de toată lumea care nu trebuie și apoi mi este dor de ei. S-au îndepărtat de lungul timpului oamenii de mine, m-am îndepărtat eu la rândul meu de-a lungul timpului, poate de oameni care îmi dădeau un vibe negativ și am spus că ar trebui să stau mai departe de ei. Poate unii s-au îndepărtat de mine pentru că le dădeam eu un vibe negativ sau nu aveam nimic în comun. Cu mulți pur și simplu m-am îndepărtat pentru că n-am mai vorbit. Cunoașteți acele prietenii când efectiv nu mai vorbiți, dar nu știți de ce nu mai vorbiți. Și da, simt lipsa multor oameni cu care obișnuiam să mă înțeleg bine și să fiu prietenă. Marele meu defect este... Nu pot să păstrez prietenii de lungă durată, nu pot să păstrez legături și mă urăsc pentru chestia asta. Te-a deranjat acea femeie care a spus la TV că voi, youtuberii, vă filmați făcând nimic? Te-ai gândit vreodată cum ar fi fost viața ta fără vlog? P.S. ador canal. Mulțumesc frumos! Da, de multe ori. Înainte de vlog eram foarte timidă, foarte introvertită, foarte antisocială. Încă mă consider introvertită, nu mă simt confortabil băgându-mă în seamă deodată cu oameni necunoscuți fără să știu nimic despre ei. Dar nu mai sunt antisocială. Îmi place să ies cu oameni, îmi place să povestesc și dacă n-ar fi fost vlogul, toate chestiile astea n-ar fi existat. Deci mulțumesc, YouTube, că mi-ai schimbat viața în bine și vă mulțumesc și vouă pentru chestia asta. Tot timpul vă mulțumesc, să știți, broscuției mei. Câți băieți te-au băgat în friendzone? 2, 3... Glumesc. Sincer, și la faza asta cu friendzone, de că am băgat eu mai mult băieți în friendzone decât am fost băgată. Am primit un mesaj de la o prietenă de-a mea care m-a întrebat ce fac. I-a zis că fac Q&A și mi-a zis că și ea vrea să se filmeze spunând oamenilor să nu vină la medicină, că nu e bine. E greu, deci oamenilor, dacă vreți să dați la medicină, nu mergeți la medicină că e greu. Sau mergeți, dacă vă place. Faceți ce vă place, oameni, nu lăsați viața să treacă pe lângă voi știind că nu faceți ceea ce vă place. Dacă ai merge la România au talent, ce ai face acolo? Aș veni pe scenă. Hello, eu sunt Anca! Și lumea ar începe să aplaude. Sau aș primi 3DX și m-ar hui lumea pentru că n-am niciun talent. Ultimul tău mesaj din telefon. Tocmai am zis în urmă câteva secunde. Tu ești Mircea? Da, împărate, am venit să mi te închin de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Eminescu. Cum e vremea? Stai să mă uit pe geam. Pentru că am un brad foarte mare în fața geamului și nu-mi dau seama. Dar da, pare însorit cu șante de... Mi-e foame, vreau clătite. Îți plac serialele turcești, inimă? Nu! De ce ai ales să mergi la facultate în România și nu în străinătate? Sunt patrioată, sunt destul de patrioată. Am și pe acolo, pe panou undeva în spate, un șnur cu steagul României, dar e prea subțire și nu se vedem. Și pentru că fac vloguri în România, în română, și simt că doar în țara mea pot să evoluez ca vlogger, vreau să merg în străinătate, în vacanțe, să vizitez. Cu prima ocazie o să o fac, dar nu știu dacă m-aș stabili acolo. Vom vedea copiii tăi crescând în vloguri. Știu că Ilie a pus în urmă cu o săptămână un status pe Facebook în care zicea că oamenii care îl urmăresc cu siguranță vor vedea copiii lui crescând în vloguri, dar eu fac altfel de vloguri. Și până când ajung eu să am copii, ho, ho, ho. Dar
N-am zis nu. Îți dorești o relație în momentul de față? Nu! Dacă ai avea o dorință, oricare, ce ți-ai dori? E o pizza infinită. V-am zis că vreau clătite! Cum vezi dragostea din perspectiva ta? Am senzația că încet, încet acest Q&A se îndreaptă doar spre întrebări de dragoste. Clătite! Cum e să mănânci doar mâncare la borcan? Te refer la o postare pe care am pus-o pe Snapchat. Alea sunt borcane aduse de mama de la Suceava, mai am câteva din ele, speciale pentru ocaziile în care studentul vrea să economisească bani, așa că... Am avut dreptate. Mănâncă pâine cu chestiile de la borcan, să știți că zilele astea mi-am făcut paste, mi-am făcut alte paste, mi-am făcut salate, ouă, îmi voi face clătite și șnițele. Nu mai am nimic acum, așa că mănânc mâncare la borcan. Hello, ai băgat vreodată pe cineva în friendzone? Ce ziceam mai devreme? Da. Că să fă? De ce Anca și nu Bianca? Treabă-i pe mama și pe tata. O să faci provocări? Nu, 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 pa! Trebuie la seriale top 5. Mă uitam foarte mult la seriale în urmă cu un an, doi, dar acum încerc doar să mă țin la zi cu serialele la care mă uit, n-am timp. Să încep altul. Top 5 seriale. Doctor Who, Orange is the New Black, Skins, la ce m-am mai uitat, Once Upon a Time și The Fosters. Care e cel mai ciudat obicei al tău? Îmi rod unghiile și mă scobesc în nas. Ce părere o să aveți voi acum despre mine? Cum ai vrea să arate viitorul tău soț? Măi, să-mi facă clătite! Cum ar fi dacă toți vloggerii ar sta într-un apartament? Într-un fel, s-ar lăsa cu multe colaborări, prietenii, chestii, can, friends, dar mulți avem caractere diferite și mergând câteva zile toți împreună, văzându-ne, am fi tot super happy și super ei, dar să locuim așa. Dacă o să devină certuri, pentru că unii n-au făcut clătite și unii n-au strâns după ele, alții n-ar face curat, alții ar face gălăgie, dar e o idee faină. Ai vrea să apar la ai umor? Nu, pentru că n-am umor, ha, 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 nu. Și eu zic că asta a fost o întrebare numai bună ca să închei Q&A-ul și să mă duc să-mi cumpăr un tel și un ciocan de bătut șnițele. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu ce vreți să vedeți pe canalul meu săptămâna viitoare și dacă doriți să vedeți mai multe, vă invit să vă abonați canalului meu, pun câte un clip nou fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă mă strădui să pun câte un clip nou de 2 ori pe săptămână. Linkurile mele sunt în descriere, canal secundar, pagina de Facebook, grup de Facebook, tricouri și ceasuri Anca, totul. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios, pa!